Jafca, în filme la o sală de jocuri din Craiova, un bărbat cu capul acoperit a intrat în casino, a profitat că vânzătoarea era singură în locație, a amenințat-o, i-a cerut banii și a fugit apoi cu cei 8.000 de lei pe care femeia îi avea în casa de marcat. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința suspectului, iar mai apoi tânărul de 20 de ani, identificat ca fiind autorul jafului, a fost săltat de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore. Tânărul din Craiova a fost reținut de către polițiștii dolgeni și este acum bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. La locuința acestuia a fost efectuată o percheziție domiciliară, polițiștii stabilind că bărbatul, în noaptea de 2 spre 3 octombrie, ar fi pătruns în sala de jocuri, ar fi amenințat-o pe operatoare fără a exercita acte de violență asupra acesteia și a sustras suma de 8.000 de lei. Polițiștii au efectuat și o percheziție domiciliară la locuința bărbatului în cauză, ocazie cu care au fost ridicate mai multe bunuri susceptibile a fi fost folosite la săvârșirea faptei. În urma probatoriului administrat de polițiștii dolgeni, bărbatul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a LPJ Dolj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. A declarat purtătorul de cuvânt al LPJ Dolj, Cosmin Grădinaru. Bărbatul va ajunge și în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.